Ce aparate aveți acum? Este care în loc de antenă, ceva la televizor. Ce coleg mi-a dat un televizor, nu pot să-l pornesc. Și pot să vorbesc, da? Da, păi, pentru asta ai venit la microfonul liber. Vreau să spun că la microfonul liber am fost duminica trecută, am vorbit, l-am pomenit miliardarul Nichiforciuc. Ce gândiți? Pe 1 februarie, procurorul grecu ne-a cerut un an de închisoare, judecătoarea... Dar nu pentru ce ai spus duminica trecută? Nu, pentru altceva, coincidență. Încălcarea ordonanței de protecție, care nu am fost deloc acasă, și vreau să spun că ordonanța de protecție e făcută de Lozovan, amantul soției, pe 8 aprilie, fiind în 2018, Paștele, Lozovan, Gheorghe, polițistul șef, Ciorescu și așa mai departe. Am de la dânsul da, dar l-am amendat de câteva ori că zice că e amantul soției. Am de la dânsul 50.000 de lei. Și el are marturi că e amant. Și așa se judecă. L-am amendat și el se judecă. Gheorghe Lozovan eram la celtinant, că eram eu maior și o știu pe băietul acest titlu, acest titlu, local, ordinea publică. Ia că... Dar a ajuns polițist șef Ciorescu, polițist șef Ciorescu, colonel. Vreau să spun că pe 8... Am un șef la Rășcan, nu știu cum, nu? Da, e șef pe ordinea publică, e mai sus. Noi l-am vorbit și din Ciorescu, trebuie să-l alungi, să nu bată la ochi. Spun că de acum stai 6 ani închisoare, fel de fel de... Dar cum omul să stai dacă... Masilian, cu mătrul lui Paiu, Maximilian, da. Paiu, comisarul lui de la Rășcan, e șef, e GP și așa mai departe. De unde poți stai? Tac, pe 8 aprilie 2018, omul se duce la Italia cu fiica mea, fiind soția la Italia. Se întoarce peste 15 zile, asta o spun ca câștig de cauză și spate de uitat prin vamă că omul a ieșit, se duce... Omul ce? Lozovan Gheorghe, amant soției, se duce acolo, eu vreau să spun de unde s-a luat ordonanța de protecție, el s-a plămădit la Italia, Și uitați-vă cum, eu lucrând în taxi expres Ciorescu, în locul lui Vadim Frunză, care și el m-a amendat, o scris pe mine, nu vine ședințele de judecată. Și relevanța. Poftim? Și relevanța are. Nu, am cerut de la Vadim Frunză. Băi, Vadim, dă-mi te rog voi să mă aduc acasă. Vadim Frunză? Vadim Frunză, polițist de la Stauceni acum așa. Dar era la Ciorescu, subalternul Lozovan. Nu, în chestiile șefului nu mă implic. Dar unde-i dus șeful? E la Italia. Mai scurt, 15 zile de asta, e absent omul, e absent. Pe 15 zile vine aproximativ 27-28 mai, se întoarce cu fiica și se întoarce cu soția, dar a treia zi, Paștele fiind pe 8 aprilie, în taxi vin cu Elvira și șefă pe buticul de legume, pe la vaz, în mașina de taxi, îi suna de vărul soției, viceprocuror Sângerei, Tocarciuc, și numele meu de cununie, Tocarciuc Eugen, și mă sună, auzi, dacă aud ceva de mine, undeva vorbind, vin cu tata, știu unde stăm, știu ucidem. Băi, șinule, dă-ți pace, ești procuror, cu mine alături stăm martor și așa mai departe. O pus receptorul, o sunat la Italia, s-o pridumăit ordonanța de protecție. Întorcându-ți 28-30 mai, da, s-a spat de controlat prin vamă, pe 3 mai, un șfac, ordonanța de protecție. Pe 6 mai, încălcarea ordonanței de protecție. Și vreau să-i spun judecătoarei Muntean, dacă dumneavoastră faceți la comanda lui Nichiforciuc, eu săptămâna asta vin în Parlament. Că de mai multe ori am fost să mă întâlnesc cu tine, cu Vioar și așa mai departe și nu ieși, înțelegi? Vin să ieși la mine să-i spui și dreptul ai să mă deposedezi de avere. Banii s-au luat de vărul soției, viceprocuror Sângerei, s-au dus la Nichiforciuc și până ziua de azi și implicat și primarul Ciorescu și Lozovan și așa mai departe, care pe 10 mai 2017 încă îți duci cu soția și am dovadă, am câștig de cauză la judecătoarea Costiuc, mă cheamă pe Elena Costiuc? Pe 10... Dar și e ilegal că s-au dus psihotare cu soția, e ilegal că s-au dus cu soția mă tare psihotare. Pe mine m-a interesat de ce au venit și a apărut ordonanța și încălcarea ordonanței de protecție, în ordonanța de protecție. Pentru că sunteți divorțați. Nu. Și el zice că o agresez sau cu hărțuie. Nu. Pe 10 mai 2017 și 3 mai 2018 eram așa. 10 mai 2017
divorțați pe 14 noiembrie 2017, înțelegeți? A, deci erați în procedură de divorț. În procedură de divorț, în timpul ăsta... Și soțului, și concubinului poți să-i ceri ordonanță de protecție, și soției poți să-i ceri ordonanță de protecție dacă te agresează. În timpul ăsta, cât eram încă în proces de divorț, 10 mai 2017, eu ducând la divorț, soțul zice că eu am dat 6.000 de lei, nu mă aduc. În timpul ăsta pe 10 mai, pe 11 se duci cu... E pe 10 scris... Deci dumneata zici că n-ai încălcat ordonanța aceea. Nu am încălcat ordonanța. Și că ei n-au probe că ai încălcat-o. Sau de ce era anul de... În dosar, domnule Brega, nu este înregistrat telefonic, nu sunt martor, nu sunt nimic. Eu vreau să... Și am scris de mai multe ori cer la judecătoarea Muntean. Vă rog, în ziua aceea, pe 6 mai 2008, și Sfântul Gheorghe, am fost cu moșul mătușa mea pe Libertății 8, de acum fiind dat afară din casă, aceștia dă o declarație că toată ziua ne-am găsit cu dânsul, toată ziua. Acolo spune că la oara... Ei vine în instanță și spun că nu ai intrat acolo. Că la oara 12 am fost acasă, i-am cerut judecătoarei să facă ocina stavcă, înțelegi? Nici în dosar nu... Bun. Și când e sentința? Când se pronunță? Dacă, doamnă judecătoare Muntean, dacă ai fost așa de asta corectă, mi-ai și dat deodată, dar așa peste 3 săptămâni, pe 23 februarie la ora 10:30, vreau să vă aici și în Parlament, și în coaliție și așa mai departe. Eu o să vin cu proteste. Pe 23 adresat... februarie o să fie sentința sau următoarea ședință? Hotărârea, nu, sentință, hotărârea. Da. Procurorul nu, dosar penal e sentință. Da, procurorul ne-a cerut un an de închisoare, avocatul ăsta, Răilean Petru, a cerut achitarea mea, înțelegi? Ah. O depus cerere de participare a inspectorului judiciar, CSM, i-a respins-o. Ședința nu se poate merge mai departe, eu trebuie să dau ultimul cuvânt. Aha. Nu am fost la ora 2 și acasă m-a găsit toată ziua. Ordonanța de protecție nu mi este adusă la cunoștință de judecătorul Serafin Vasilache, sub semnătură și consecințele ei. Ședința e fără avocat, încălcându-se drept la apărare conform Convenției Europene. Tot de Serafin Vasilache. Pe urmă, peste două luni, de fiică ni se face ordonanță, din nou a doua ordonanță cu Lorina Cibotaru. Vine fiica, soția de acum fiind la Italia, vine fiica cu Lozovan. Lozovan își optește și să vorbească. Ia ca și se face. Iar din nou fără avocat și acordul meu. Dar fiica e minor. Da. Nu, fiica nu este minor. Din nou, 16 în 2008 și 22 de ani. Nu avea dreptul deloc să găsească în casă, înțelegi? Și nu puteți să-mi fac ordonanță. Copiii nu participă la partajare acum, la partajare acasă. Dosarul penal se face pentru presiuni să cedez averea. Eu nu cedez averea, mă lupt pentru avere. Îi spun judecătoare Alexei Maria, nepoata lui Palelungi, că eu vin săptămâna asta, de acum azi două luni jumate, nu emit hotărârea motivată. Eu am contestat la curtea de apel, înțelegi? Am contestat și dumneata nu emis hotărârea motivată. Ședința de judecat se face la 11:30, nici nu se face la 11:30, eu la 11:20. Depun recuzarea judecătoarei, avocat în dosar nu este, el singur m-a lepădat. Cam o procedură permite să nu emită hotărâri motivate dacă nu contestă nimeni, nu face nimeni apel sau recurs. Am contestat-o la curtea de apel. Așteaptă să o redacteze. Am contestat-o și eu și de acum este alt avocat. Dar așteaptă să o redacteze. Cum? Termenul de 30 de zile, cum să o redactez? Două luni jumate, termenul fiind de 30 de zile. Intenționat. Pandemie, gravidă, e suspendată. Nu, e dovadă de scorcherie, faci ședința judecată. Eu neavând avocat, depun, în ziua aceea am depus la 11:20 recuzarea judecătoarei Alexei Maria. Amânarea ședinței, i-am depus de la medicul celac, că am fost testat la COVID, am infecția ale căilor respiratorii și așa mai departe. Mă simt rău, amânat ședința, ies dovada pe el 112 la ora 11. Sunteți obligați să aveți acces după lege. Și gândiți, avocatul care a judecat Băsmăluța Gudânsa Roman Andriuț și a depus retragerea licențelui, singur se duce la Alecu Ruso 1 și se retrage din dosar. E conflict de interes, da. De ce? Nu, dar e avocatul meu, înțelegi? Nu se retrage dosarul, dar cu Alecu Ruso 1 ei iau contract. Da. Disfacut contractul, înțelegi undeva? Ei face și din judecat cu avocatul Pantaș, cu dânsa, dar nici nu face din judecată. La 11:30 eu cu avocatul meu din procese verbale de contravieții am depus cererea și cădem că eu mă duc la Buicaș de acolo și la Ciurăsc. Ei ies cu mașina Lexus VSS 769 pe poarta judecătoriei. Eu acum o să cer.
înregistrarea scrisă și audio și așa mai departe. I-am pregătit toate chestiunile. Alexei Maria, te-ai jucat de-a justiția, ți-a spus moșul Palelungi sau nu știu ce. Ce mai face? E pe 18 în octombrie 2019, pune pe rol cererea, apoi pune pe rol cererea avocatul Pantaz de tardivitate. Asta, dacă eu nu m-am adresat după avere mai mult de 3 ani de zile, gata, eu contract de donație, amin, s-o pus cruci și încă pot să-l șer. Repunerea în termen, nu am loc de trai, de existență, de serviciu și așa mai departe. Servicii publici, eu pus prin tardivitate să mă deposedez de avere. Când eu m-am dus la servicii publici și am răspuns de la Gorincioi, că am fost iradiat la evidență la 2 ani jumate, pe 18 mai 2018. Când a fost alegeri, am aflat la Ciurăs că nu pot vota pe circumscriție, era deputat Păpșoi atunci. Când am depus, o vezi că nu merge tardivitatea, ce gândiți? Peste un an, 27 octombrie 2020, un an și două săptămâni, respinge cererea, scoate cererea de pe rol ca neîntemeiată. Eu m-am pus-o pe rol, m-am scutit și de taxa de stat, 9.975 lei. Toți judecătorii, 45 de cereri, Rășcanu, cu taxa de stat, n-au pus-o pe rol, am contestat-o la curtea de apel, fără participare au făcut. 2.000 de lei, e cu participare, dar casa, avierea mea de o viață, e fără participare. Îți dovezi, mai departe, acum, marți pe data de două, au fost la Oxana Parfene. De acum să se împartă și saraiul de bomș. O venit, mi-a măsurat casa din afară cadastru, neavând drept să o dă în exploatare dacă n-ai măsurat-o înăuntru, înțelegi? Ce gândiți? Am depus judecătoare, Oxana Parfene, o zis prima dată, m-ai recuzat de aceea că nici nu mă știe ei. Doamnă judecătoare, am depus, puneți pe rol toată avierea mea, atunci v-am credințat ședința. Și gândiți, stați și judecătoarea, în termen de 5 zile, nu-mi dai răspuns. O pus casa de Chișinăul 15, anulare care trebuie de anulat contract de donație, legal, la comandă, cu dovezi și așa mai departe. Acum tași, mă duc din nou la dânsa, tot de puncer și așa mai departe. Vreau să vorbesc de procurorul Adam, când spune că procurorii sunt liberi, independenți în dosarele penale, procurorul Adam și fostul procuror Dumitru Robu. Ia că-s doi oameni, unul a fost procuror general, oleacă, dacă e Dumitru Robu, procuror adjunct, procurător șef, procuror interimar, oficiu, prezident, învinuire, instanța de judecată. Luați măsuri cu procurorul Tocarciuc, cu procurorul Grecu, care minte în dosarul penal Oleg Chirva să-i martor la judecătorul Balan Gheorghe, făcându-i recuzarea, că au fost audiați martorii mei care dovedesc nevinovăția mea. Giurgiu Josan Gheorghe, care a semnat citații de audieri la judecătoare, apoi o respinge. Am depus la judecătoare 10 cereri care am înaintat polițistul Lozovan, lucrând în taxi expres. Permite-mi acasă să mă aduc să-mi iau alimente de mâncare, haine și așa mai departe. O dispărut din dosar, a dispărut citația din dosar. Giurgiu Elena au fost respinsă spre audieri, e fiind cu mine, întorcându-se de la Foișor, de la Rășcanuca, la 11 de noapte, cu martorul care i-a văzut pe 11 mai 2007 în ultimul autobuz Ciorescu, ducându-se cu soție la Stăuceni, coborând la Stăuceni. Băietul și ăla e pe strada mea, Chișinăului 51, Martăniuc Serghei, și îi spune, eu tot am cu Lozovan sud, era undeva 16 septembrie. Omul a fost concediat în ziua așa de la serviciu și așa mai departe. Mai scurt spune, am pe 26 septembrie, tot cu Lozovan sud, serios, tot slăcilăs. Ia pabil, dvaih rebeați sosednio sela Goian, catorii pastavili balșuiu dozu narcotic mai mult drugu, catorii umer. Lozovan o tăinuit omorul și așa mai departe pe nază. L-o tăinuit omorul ăsta, Lozovan. Te-ai aninat, m-ai catat 20 de ani cu primarul Ciorescu, dar știți că m-ați găsit și așa mai departe, m-ați găsit și la timp m-ați găsit. Îmi întoarceți averea înapoi, deși pentru 11.000 amendă pusă de subalternul tău Pascal, care l-a chemat și pe jurnalistul Oleg Brega și i-a spus că tu filmezi date neconcrete, într-un fel, nu... Pentru acele 11.000 de lei, Oleg i-a pus sechestru pe două sectoare. Te-a amendat după ce m-a audiat pe mine, da? Da, 11.000 de lei. Pentru ce ai spus aici la microfon? Poftim? Pentru ce ai vorbit aici la microfon?
Da. Noi, 11.000 și ai pierdut procesele și nu, procesele sunt judecate, care judecătorii vor... Dar cum se execută? Cum au pus? Auziți dumneavoastră, deși aia că eu am contestat la Ciocana, nu-mi primești contestația, m-a trimis la Miron Costin și nu-mi primești contestația. Eu contest la Procuratura Râșcană, Procuratura se ocupă de poliție, înțelegi? Procuratura tace, nu-i trimite niciun răspuns. De pe 11 februarie, pe 25 contestată, în 14 zile, în 15 zile, până pe 11 decembrie, ne sunt țătul de executor judecătoresc, Gâlcă Iuri, Alexandrie 1, cabinetul 808, am fost adâns, aplică sechestru pe o casă de 30.000 de euro și un lot de, mai scurt, după prețul de la cadastru, 160.000 prețul de cadastru. Dacă n-ai și, conturi și în bancă, n-ai reușit să-ți iei, e nevoit, spune sechestru, să asigure că le plătești. Dar sechestru se aplică în legătură cu amenda, nu se aplică 260.000 pentru pe două sectoare. Un sector e ajunge să pui sechestru. Dovadă că e conflict de interese din nou. Și când am văzut așa, amenzele cele sechestru l-am dat în sud și mă judec cu dânsele. La Cecană, 20 de astea amenzi, 50.000 de lei, înțelegi dumneavoastră? Ia că acum am fost, o fost mai alaltă ieri, Olar, o fost la Ciurescu. Ce gândiți? Cum vorghesc, am vorghit eu, este baba, femeia aceea care bătrână ați fost și dumneavoastră tineretului 53, am fost la primărie să vadă cine-i de ajutor social și nii m-a dus. Eu primarul a zis că eu stând, ar trebui să lucrez și așa. Păi om bun, am lucrat în taxi expres Ciorescu, Adervic, Elvira, Petrom, care l-am câștigat, să-mi plătească prejudiciu de un arș, ia ca un arș 9 luni, prejudiciu, leafa să-mi plătească, înțelegi? Ce gândiți? Primarul îi dă la băbuță așa, 25 de lei pe lună, 150 de lei la 6 luni, se dă. Când, interesate, când consilierii primăriei de anul nou votează acum 3 lei minim, se dă un salariu ca premiu, sau dacă ai lucrat ghinea, 13, cum vorbești, 3 lei minimi. Lor și-o dat. Da, cât primarului, cât e 20.000, 60.000 și la toți angajații primării, înțelegi? Așa oricum nu primarul decide, consiliul decide. Consiliul decide, dar vreau să spun că Andrei Sagaidac, până nu dă afară mafia, scriptnic din Ciurescu, ei până acum se certau între dânsii, dar acum pe neamul lui tot scriptnic l-a pus de asta, businessman, om al anului l-a făcut, pe moșii lui, mafia, o văd că este luptă din exterior și se împacă între dânsii. Pe cel care l-a dat afară, acum l-a angajat înapoi la serviciu, la jec, la leafă bun și așa mai departe. Vreau să mai spun, dacă vreți filmați și vreți să veniți la Ciorescu, la Ciorescu primarul se construiește pe sectoare arabile, care nu au nici construcție. Este gazul aici lângă Trastamar. Gazul care mai departe nu ai drept să construiești. Primarul îi permite să construiască unde vrea el, cum vrea el și așa mai departe. Se emite, e că am plătit, eu am arătat. Poate au propus Consiliul să schimbai destinația terenului. Acolo sunt sectoare arabile. Au fost din totdeauna și acum Consiliul la cerere primarului să schimbai destinația terenului. Un om a început construcția și au zis, dă-mi 500.000 dacă vrei să permiți merge truba de gaz. Dar la primar îți permite, omul a vândut pe adișov sectorul. Veniți să filmăm, mai departe, de când e primarul ăsta la noi, asta e el e de 10 ani, e băiat deștept și așa mai departe. Dacă îl votează lumea, businessman, poate fi de 20 de ani. Dar acum vreau să spun la lume, că am vorbit cu dâns și el a zis că nu te-a ninat de tata meu, vorghește și ai de mine. Păi domnule primar, vreau să vorghesc de tine, uite, ai 10 ani, undeva din 2015-2014, o pus canalizare, cum se cheamă? Canalizare, da? Canalizare. Da. Mi s-a tras canalizarea, nefiind de astea, că taman noi luptăm cu de asta, cu ecologie și așa mai departe, nefiind acest năi, sărujenii, stații de curare, dar deocamdată. Nu. O tras țevile și ne-o impus cu deasâla să facem contract cu JEC-ul, că suntem uniți la canalizare.
așa o plătim 10 lei, acum 6 ani, 7 ani undeva, o plătim 15 lei. 5 lei se duce pentru canalizare. Apa se duce în satul primarului, care ia măjește, le-a făcut biserică, îl votează pe un polobog de jin. Bă, în Sutcă, domnul Oleg, în Sutcă am prieteni care lucrează la apa asta, pompează apa, pompele de apă. În Sutcă la noi merge 1200-1500, cât 5 lei ai 6, 7000 pe Sutcă, 7000, la 30 de zile ai 200.000, înmulțit la un an ai 2 milioane și încă 2 luni 2.400.000, 2 milioane jumate, la 6-7 ani ai 15 milioane de lei. Puteai să faci acești snăi sau nu? Omul pune bețâjii din satul lui să protesteze, să ceară fonduri europene ca să facă acești noi stanții. La regia apă canal, despre care vorbesc, contabilul șefului, soția primarului, vedeți ce se face în Ciurăsc? Să iei, și am pățit eu cu dânsul, am pățit așa, că m-am dus să autorizez o casă. A venit arhitectul, asta a fost 2015, în mai-iunie, vine arhitectul, băi Ion Guțan, mie îmi trebuie proiectul căsei. 5.000 de lei costă proiectul căsă. Primarul a zis că arhitectul lucrează pe jumătate de salariu, în timpul liber faci și vrei și așa mai departe. Și gândeți, faci de asta. Arhitectul, bă, eu ce să fac? Încep construcția, nu-i problemă. Trebuie să aștept o lună, să mă duc, scriu la primar cerere de autorizație în construcție, certificat de urbanism, care e 100 de lei unul și un 300 de lei. Știi ce m-a costat 100 de lei și 300 de lei? 4.800 și 3.200, 4.000 de lei în de anul nou. Ia că uitați, 4 luna 2019, 4 luna 2014, 2015, 15 luna 1 2015, înțelegi? Când de anul nou se iscalească, dar arhitectul îmi spune, primarul nu vrea să semneze construcția autorizată. Toată vara primarul, mergând cu Mercedes-ul, pune canalizare pe aici. Nu-i spune un cuvânt. Bă, om, stopează construcția, așa mai departe. Dar asta, șeful inspecției în construcție a zis că, bă, Ion, aș veni acolo, dar n-am timp. Dar arhitectul e dator să îmble pe străzi, să oprească construcția autorizată. Asta e arhitectul, înțelegi, dumneavoastră? A început și cu una și a ajuns la alta, nu știu care e buba. De să vorbesc eu în contextul domnului, ce a spus domnul Săgăidac, de procurorul, șef la secției unificare a practicii în domeniul prezentării învinuirii în instanțele de judecată, Vladimir Adam. Cine este Vladimir Adam? Polițist. Fost polițist la sectorul Cicani, achitător. Și eu m-am adresat personal la domnul Stăinog, la fost la domnul Săprimirii, cu fărăgilegii făcute de procuror și judecător în cazul meu, și Vladimir Adam mi-a spus că conform articolul în spare cu 85 din codul respectiv, n-ai drept a doua oară să adresezi la procuratură. Gata. Dacă așa am și eu un răspuns. De la Vladimir Adam, fost anchetător la Cicani, polițist, și el văd că și el e procuror șef al secției unificare a practicii în domeniul reprezentării.